Am văzut aseară pe Emil Dumitru la emisiunea dumneavoastră pe Agro TV și în care dânsul vrea să prezinte situația puțin mai rău decât este. Eu am avut o relație foarte bună cu Emil Dumitru, cât timp nu era ministru, ci era la președintele Proagro, a avut nevoie de susținere, a avut nevoie și de cotizație și a fost o relație foarte bună. Susținem, nu vrem plafonare, Doamne ferește. Spunea Emil Dumitru, în multe întâlniri pe care le-am avut el. Acum, dintr-o dată, s-a întors și spune vrem plafonarea. Dacă facem o puțină corelație și mergem înainte, înainte de a veni ei la guvernare din noiembrie-decembrie când au venit la guvernare, au fost gen pe europarlamentarul Buda, gen Cioloș, care de când spun că vrem plafonare. Zic, domnilor, am vorbit cu ei. Domnilor, dacă facem plafonare, suntem obligați, vrând nevrând, să mărim prețul produselor. Că altfel ne duce în faliment. Nu putem, pentru că avem venitul plus subvenția și egal cu cheltuielile. Există o corelație strânsă. Asta este treaba la noi, mai ales că multe produse încă le au inputuri, le cumpărăm la prețuri mai mari.